Bună ziua! Bine v-am regăsit la Templul Coral din București. Numele meu este Gilbert Scheim și sunt custodere sau gabarul templului și totodată realizatorul acestei pagini dedicate istoriei Templului Coral din București. Printre numeroasele personalități care au binecuvântat cu prezența acest loc minunat, s-a numărat și marele rabin Alexandru Șafran, de la cărui naștere vom celebra în curând 110 ani. Ales în anul 1940, la frageda vârstă de numai 29 de ani, în funcția de șef rabin al României și totodată cel mai tânăr parlamentar al României, în acel vreme în calitate de reprezentant al comunității sale, de acțiunile sale, va depinde în curând soarta celor peste 800 de mii de evrei români care se lășcruiau pe pământul acestei țări greu încercate în cele vreme. Odată cu abdicarea regelui Carol al II-lea și instaurarea statului național legionar, furia criminală antisemită, regimului avea să culmineze cu deportarea în Transnistria a evreilor din Basarabia și Bucovina. În acest context, marele rabin Șafran s-a văzut nevoit să acționeze cu fiecare fibră a ființei sale pentru salvarea acestui, se mai putea salva din ființa evreinii români. Relația apropiată de prietenie cu regele Mihai și regina mama Elena i-a permis rabinului Șafran să-și facă intervențiile acceptate, măcar în alte sfere ale puterii, printre marile figuri care l-au primit Patriarhul Bisericii Ortodoxe, Ion Antonescu, a cărui furie criminală a putut fi stăvilită, mai ales după înfrângerea suferită la Stalingrad. După cum mărturisește în cartea sa de memorii rabinul Șafran, carte intitulată Un zeciune smuls. După război, odată cu instaurarea regimului comunist, rabinul Șafran a refuzat orice fel de colaborare, fiind nevoit să se exileze la Geneva, unde a devenit șef rabin, funcție pe care a continuat să o ocupe cu mândrie până la săvârșirea zilelor sale în anul 2006. Fie amintirea binecuvântată, o zi minunată tuturor. Vă mulțumesc!